Zbori, pahare, zbori! Wow! Salut, prieteni! Salut, prieteni! Bine ați venit pe canalul Irășca Info și astăzi eu împreună cu tatăl meu vă vom arăta 5 magii. Da, top 5 magii pe care le puteți face și voi la școală, prietenilor, acasă. Sunt foarte interesante, da. Și foarte ușor de făcut. Așa că da. Și am hotărât să vă le arătăm și vouă. Da. Hai dar să începem cu prima magie, da? Da. Hai. Uitați-vă, prieteni, această hârtiuță. Uitați-vă cum această hârtiuță stă în palmele mele în aer și zboară, vedeți? Wow! Vezi, Irăcica? Da! Cum eu o țin pe ea. Dar cum o faci? Acum hai să vă arăt cum se face această magie, această farsă, da? Da. Prieteni, este foarte simplu. Avem nevoie doar de un pix și desigur de hârtie. Hârtie o strângem și s-a format hârtia noastră, să-i spunem, sub formă de sferă rotundă. Da? Și acum, cu palmele, eu țin acest toc, acest stilou și uitați-vă cum bila noastră zboară în aer, vedeți? Tata, da. Tu ți-ai antrenat înainte de asta? Nu. Sau este foarte ușor? Este foarte ușor, dar ce? Nu știu. Vrei să încerci tu? Da. Așa? Păi tu trebuie să apeși stiloul, iată aici îl pui pe palmă. Da. Și cu mâna aceasta îl apeși. 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 Ca el să stai în aer, desigur, vedeți? Asta e n-aia. Când te uiți într-o parte, parcă zboară o păsărică de culoare albă. Uitați, uitați. Și e foarte simplu se face. Uitați-vă de ce avem nevoie. O să arăt afară la prieteni. Numai decât poți să încercați cu toții deja și la școală care da. Și să încercați asta. Mergem mai departe? Da. Hai. Așa, deci următorul. Următoarea magie, următoarea farsă, să-i spunem. Vedeți? Am o hârtiuță și acuș o să o rup în două și încă în două și încă în două. Uitați-vă. Ce face acolo? Așa. Acum această hârtie, uitați-vă ce-i fac eu. O strâng, o strâng, o strâng. Ai făcut un ghem. Da, uitați-vă ce s-a primit, vedeți? Acum, uite atent la mine, da. Ce voi face eu. A scos hârtia, pum, da. Ce faci? Și spunem, abracadabra, sufla aici. Ai suflat, eu iau hârtia, da. În câte bucăți am rupt-o eu? În patru, mi se pare că... Oh my gosh, cum ai făcut-o? Hârtia era ruptă. Hârtia, ați văzut? A rupt un 8 sau 16 bucăți. Uitați-vă, este întreagă. Oh my gosh. Interesant? Da, și cum ai făcut-o? Acum hai să vă spun dar cum am făcut această hârtie. Prieteni, inițial, eu deja această hârtiuță o aveam în mână. Asta de ce se spune că cu mâinile trebuie să lucrezi foarte bine ca nimeni să nu observe. Și noi atragem atenție doar această hârtiuță, dar nimeni nu trage atenție la mâna aceasta. Eu această hârtiuță deja o avem aici, sub acest de două degete. Și rupeam hârtiuța. Uitați-vă acestea care sunt rupte. Vedeți? Ele, ruptele. După ce le-am rupt, tot se uită doar la mâna asta. Ce fac eu? Eu am strâns-o. Și când am introdus-o în palmă, ai schimbat-o cu locul? Nu am schimbat-o cu locul. Și am strâns pumnul. Și ți-am dat ție să sufli. Și tu când ai suflat, eu am scos hârtiuța asta deja care eu am schimbat-o cu locul. Și s-a primit că hârtia noastră este întreagă. Prieteni, ce ușor și simplu, dar foarte atrăgător. Foarte interesant, da? Da.
Cine, dacă poate cineva știe de aceste magii, să ne scrieți în comentarii cine și-a dat seama, dar cine nu și-a dat seama. Acum cu siguranță, eu că tot când am văzut prima dată, nu mi-am dat seama. Eu orice tot atenția, noi o tragem acolo când se rupe hârtie, dar nu tragem atenția ce este sub deget. Ți-a plăcut? Da. Mergem mai departe? Da. Tată, vezi acest următoarea magie, magie, da? Da, tată, vezi. Iera de data asta vrea să-mi arăte. Ce vrei să-mi arăți? Vezi această monedă și acest prosop. Păi dă să pun mâna să văd într-adevăr, este monedă. Da, într-adevăr, prieteni, este monedă și ce o să faci cu această monedă? O să fac să despară. Cum să despară? O să despară? Da, o pun aici. Da. Abracadabra, abracadabra, bum! Dacă era moneda în prosop, cădea. Dar nu păi este. Dar unde este moneda? Cum ați da, eu n-am știut că și era poate să facă magie. I-a dispărut moneda. Nu-i. Și cum faci această magie? Acum ți arăt. Uite, am nevoie de o gumă pentru împlețit și un brac pe prietenă. Păi arată, păi arată cum? Arată uite, și la prieteni. Avem nevoie de... A, ea prosop. Deja este la tine în mână, da? Da, uitați-vă, prosopul. Avem nevoie de o gumă pentru împlețit și o îmbrăcăm pe primele trei degete. Uitați-vă așa. Așa. Și aceste trei degete le... Acoperim deasupra, uitați-vă, cu prosopul. Punem și tu aici cu moneta și... Pe urmă pronunț niște astup, cuvinte magice și ce dau drumul la gumă. Și uite ce se primește. Și uitați-vă ce s-a primit, vedeți? Moneta este, desigur, ea se ține cu această gumă și tu când mi-ai arătat mie... Nu-i moneta, uite, nu-i moneta, dar moneta, uitați-o, unde șede aici strânsă în această gumă. Da, interesant? Super, eu n-am știut de aceasta, eu am să o folosesc eu pe aceasta, că este foarte... A, dar trebuie să avem nevoie numai decât de această gumă, da? Da, da. Să încerc și eu? Așa pe trei degete, da? Da. Și eu spun, iată moneta, da, trebuie să despară. Ce facem? Abracadabra. Bravo! A apărut moneta. Da, este foarte simplu și interesant, da? Bravo, Ierăcica, nu m-am așteptat că știi și tu. Mergem mai departe? Da. A patra, hai. A patra magie, prieteni. Vedeți, Ierăcica, vedeți? Am un stilou. Da. Și o bancnotă. Da. Acum îți voi arăta o magie. Vezi? Punem acest stilou în mijlocul acestei bancnote. Da. Vezi, da? Mm. Am pus stiloul, acest pix, în mijlocul acestei bancnote. Vedeți, prieteni? În mijloc este. Și o vom roti așa, o suci aici. Așa, așa, așa. Așa? Și acum uite-te, Ierăcica. Da. Oh my gosh, cum? Ați văzut, prieteni? Era în mijloc și la urmă pixul a ieșit. Pe din afară? Da. Wow. Să-ți arăt? Uitați-vă, prieteni, în ce este toată magia și secretul acestei farse, să-i spunem, da? Punem creionul la mijloc. Da. Când întoarcem bancnota, care parte stă deasupra creionului sau stiloului, trebuie să fie un pic mai lung. Dacă se vede, iată așa, bancnota asta trebuie să fie mai lungă ca asta. Iată așa. Și în momentul când noi rotim, vezi? Da. Acest capăt care a fost mai scurt, desigur, el a venit în partea aceasta întâi. Și ți-a spart că el stă sucit, da? Da. Și acum când deschidem creionul, pixul iese. Wow! Ați înțeles, prieteni, încă o dată vă spun, poate care... Trebuie să fie, este foarte, foarte important, ca bancnota, când o strângem în jumate,
capătul care stă deasupra să fie mai lung ca acesta de sub. Clar, da? Așa. Și în momentul acesta cât strângem noi bancnota, evident că capătul acesta vine încoace, care este mai scurt. Da. Și când scoatem, iese creio, iese stilou. Wow! Așa, deci. Asta a fost a patra. Acum mergem mai departe, ultimul, a cincea magie, da? Da. Hai. Ultimul și a cincea magie, Ierăcica, vezi? Ce? Avem un pahar. Da. Și eu acușa îl voi face, el să zboare. Nu, ce cred, da. Suflă. Zbor pahare. Oh my gosh, tata, cum o faci? Zbori, 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 zbori. Zbori. Tata, ești un magician. Vezi cum ascultă paharul pe mine și zboară. Tata, ești un magician adevărat. Ți-a plăcut? Da. Acum, prieteni, hai să dar să vă spun care este tot secretul. Da. În timpul acesta, Ierăcica, este foarte și foarte simplu, prieteni. Avem nevoie doar de acest pahar de plastic și nici nu se vede ce am eu aici, da? Și doar de o bucată de lipici, cum îi spune, care pe cu două bandă dublă adezivă. Și eu cât da. Vezi? Și eu, uitajă, paharul este la mine și eu cât vorbesc cu tine, tu sufli, eu sustrag ție atenția și tu sufli. Tu ai suflat. În acest timp, prieteni, eu am lipit degetul meu mare de acest pahar și desigur că fac în felul următor ca să apară și mai adevărat și asta. Zbori pahare. Și eu țândești-o așa, era se uită din partea asta, dar nu vede, uitează cum țin eu. Eu cu acest deget l-am astupat pe acesta ca să nu se vadă. Wow. Și toată magia este și clar că aici trebuie și cu mâinile de făcut. Zbori pahare, zbori! Wow! Și în acest timp cât eu te întreb, ai înțeles sau nu, desigur eu dezlipesc degetul și... A, poftim, încearcă tu acum dacă să poți. Și eu fac și... este foarte simplu, prieten, și este foarte simplu. Nu pot. Nu poți, păi trebuie mai bine să apeși. Așa, astea au fost magiile noastre de astăzi. Ți-a, ți-a plăcut, Ierăcica? Foarte, dacă și vouă. Tu cum crezi? La prietenii noștri o să le placă? Da, dacă da, scrieți-ne în comentarii mai multe magii, ori mie, ori da, și dacă vreți să mai facem astfel de magii, ne scrieți și noi mai facem. Astfel de acestea care zbori pahare, zbori. Vezi cum ascultă paharul? Sau iese fix, iese stilou pe din afară. Da, sau punem stilou în bancnotă, dar el iese pe, prin ea. Da. Eu sper că vouă v-au plăcut, prieteni, aceste magii și sub formă de farse. Eu astăzi m-am simțit un pic magician. Da, păi și ea mi-a făcut cu moneta. Da. Bine, dar noi ne luăm rămas bun până la video următor, așteptăm comentariile voastre, like-urile voastre. Abonați-vă pe canalul nostru YouTube, cine nu s-a abonat. Pe curând, prieteni, pa, pa, vă iubim! Pe curând, prieteni!